Dar nu s-a făcut a doua oară procedura. Autoritatea... Și întrebați dacă cineva de la Consiliul Local a participat, domnul primăria Zlat. La a doua oară procedura. Din partea primăriei a fost doamna Danitri, ne-a putut să chemați. A doua oară? Și din partea Consiliului Local? A fost invitată primăria, nu Consiliul Local. Pentru că ce-a făcut să fie invitată primăria și nu ne-a făcut la Consiliul Local? Domnule, m-a făcut la șoare de și nici atâta nu știți. Nu știți la primăria. Nu poți. Dar nici adresa nu știți. Adresa de convocare o face în doamne rezultat. Domnul, de ce vine să ne duceți în eroare? Nu. Vreau să vă spun un lucru. Voi știți aici, 1, 2, 3. El e economist, tu ești economist, el e inginer de alte specialitate. Mă, eu știu așa, eu când mă duc să fac pe stat, pe tata, mă duc și vorbesc cu popor. Nici într-un caz cu cantul și el... De ce patronul vostru o trimis aici cantorii și diecii? Nu vin ierni în fața noastră. Nu vin în fața noastră pentru că nu mai are obrazul. După ce au zis către domnul primar și către mine în biroul la domnul primar. A doua mână. De ce te dați cu mediu, mă? Voi nu v-ați adresat bine la mediu. Voi ce ați spus, asta nu trebuie aprobare de mediu. Domnule, am ținut ce nu știu că ești administrator, nu? Administrator. Cum poți să dai un răspuns un inginer că bași pulberea de aluminiu care o mături de pe jos și de pe utilaje, o bagi în cuptorul de foc. Nu, se trupește în greuzor. De ce ai, păi, ce ai scris acolo? Și te stai mă jos, ce ai scris în răspuns? Ești inginer, poți să scrii așa ceva? Dați-mă, de ce v-ați dus la mediu? Că voi nu trebuie să mergeți la mediu, mă, voi ce aveți acolo este o bombă. O bombă de distrugere în masă, nu ecologică. Asta nu este bombă ecologică, este o bombă de distrugere în masă. Voi trebuie să vă adresați la Iisusul, voi aia. Noi, eu mă zic, lasă-mă un pic să spun, nu te-am întrebat. Va trebui să vă răspund. Lasă-mă să nu te-am întrebat. Și acum aud gemetele lui Didu Ciurilă, al lui Sergiu Onea, al lui Balaști, al lui Adam. Toți morți acolo în trei explozii la lini. Voi ce credeți că sunteți mai știți că aia? E un singur lucru cer Consiliul Local. Ca astăzi, când după ce vom pune la vot, să se scrie clar cine a fost pentru, cine a fost contra, să pornim într-adevăr atunci. De ce ați oprit? Pornește și când se discută. Pentru următorul motiv. Nu să, să vedem atunci că atunci când să fie răspundere în solidar al lui cei care votează pentru, cu ce că dacă se întâmplă, să vedem unde scriem lista criminalilor care au murit acești oameni. Că e orice bombă ecologică. Să luați responsabilitatea de la cine e de luat. Voi v-ați adresat la primărie și la crinela la primărie. Mergeți acolo să vedeți, nu la ora Consiliului. Și spune domnul Mirea dumneavoastră. Spuneți-mi un lucru. Oricum, care ați avut de toate, doamne. Vă spun și vă duc că... Doamne, ori cumpărat la vizele și ori cumpărat posilier ca să voteze cu ei. Și vă spun un lucru. Dumneavoastră aveți o anumită autorizație pentru materie primă, câtă materie primă aveți voi în instituție și cât produs finit. Dumneavoastră aveți de 10 ori mai mult. De ce n-ați venit la ședințele publice, domnule? Cine? Cine ne chema? O trebuie să ne chemați Consiliul Local. O trebuie să ne chemați Consiliul Local. A fost Consiliul Local la prima... A fost chemat Consiliul Local la prima ședință și n-ați venit. La cine? Pe cine ați chemat Consiliul Local? S-a făcut la testa oficială. La cine? În prima ședință s-a făcut... La cine o ați spune că ai fost tu și ai reprezentat Consiliul Local? La cine mă? N-am știut atunci, dar urmă când am văzut anunțarea. Aveți acolo pe pot din materiale de 10 ori mai mult decât aveți anunțat. Anunțul a fost prins în oficială. Puneți cu mâna pe inimă. Ați umblat și ați cumpărat consilieri? O să joc eu bărbat. Ați umblat și ați cumpărat aviz de mediu, dar vă demonstrez. Domnule, după ședința asta, în public, când dau demisia din Consiliul Local și mă îi face cel care conduc lumea împotriva dumneavoastră. Facem un referendum că o semnă unitate nu poate funcționa într-un oraș, dar ce trebuie de mediu. Țineți minte că și în Consiliul... Domnule, mie mi-a crepat casa când a pușcat urmă. Consiliul a fost invitați la sediul primei să vă spunem ce vrem să facem. Domnule, nu știu ce vrem să facem. Asta
vă spuneți cât continua să ne amărgiți și să ne amărgiți. Domnul Negră, să lăsăm și pe domnul. Da, vă rog, scuzați. Da, v-am ascultat cu mare atenție la cele expuse până aici. Nu știu, ceva. Din capul locului vreau să vă spun că nu sunt împotriva creierii locurilor de muncă. Nici a dezvoltării societăților economice. Sunt pentru crearea locurilor de muncă în orașul Slavna, sunt chiar și pe mine mă interesează, sunt pentru crearea condițiilor ca să se dezvolte economic oricare societate ar avea, ar fi ea. Consider că, din punct de vedere profesional în domeniu, îmi pot permite să-mi pun și eu câteva puncte de vedere vis-a-vis de această instalație, având în vedere că am lucrat acolo începând din 26 septembrie 1979 până la 15, după ce termine expunerea, aveți tot timpul. Dacă terminați, nu mai intrați. Numai atâta vreau să vă spun. Noi discutăm despre aprobarea planului urban de detaliu. Da, dar ca să fac și da, pe mare, fiindcă vrem să facem o informare corectă. În acest plan urbanismic de detaliu este vorba să punem această bombă numită pulberea de aluminiu lângă locuințe unde întâmplarea face că stau și eu. Deci am o vechime în domeniul... Și, madame, ești deja plătit înainte să faci locul. Vreau să spun de cel puțin 21 de ani care vă pot demonstra cu 26 de ani cu carte de muncă, tovarășii copii, în domeniu. Am lucrat acolo și în timpul comunist, și dacă vă pot domeni timpul vorba de vremea comunistă, pe fraților, mă uit la expunerea care se face aici. Fabrica în timpul comunist nu ne-o treba nimeni nici de buc. Nu întreba nimeni nici pe primarul că e voie să se facă sau nu se face, dar văd că acum, când am intrat în Uniunea Europeană, se pune problema buncului, se pune problema cum mai amplasăm de aici încolo cum de altfel și domnul primar a spus să nu punem aotii sau să verificăm viața, securitatea cetățenului acestui localități. Da? A, și deci noi vrem în continuare să amplasăm instalație care mi-a dat un președinte a pus cu grad ridicat de pericol. De altfel și documentația de pus în casă, am studiat-o și o semnatarul acelei contestații care am fost și am primit răspuns aici și vreau să vă spun că dacă vreți să discutăm punct cu punct și am comentarii, uitați aici, am comentarii totul roșu, așa, vis-a-vis de detaliu, da, domnule, și în plan urbanism de detaliu, noi hotărâm ce amplasăm. Da. Iar în detaliu, acolo, așa frumos, se numește o instalație pulbere de amplasă. Ieși și n-am studiat legea. Înseamnă că habar n-ai ce înseamnă plan urbanism de detaliu, domnule. Înseamnă că pute și ia dicționarul liber. Deci, planul urbanistic de detaliu are puțin caracter de reglementare specifică. Dar urbanistic de detaliu cuprinde reglementări cu privire la asigurarea accesibilității și acordarea la rețelele digitale, permisivități și construcții urbanistice privind volumele construite și amenajele, relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, compatibilitatea funcțională și conformarea construcției. Atât, compatibilitatea noastră a locatarilor cu dumneavoastră instalația pulberei de aluminiu. Vă rog frumos să mă lăsați să termin. Funcțiunilor și conformarea construcției, amenajării și plantajelor. Regimul juridic și circulația terenului și construcție. Să specifică de acele bombe. Nu, domnule, să spune compatibilitatea la ceea ce există în zona respectivă. Chiar așa ești de tare de cap, ții-te, Dumnezeu. Mai fost una care spera la mine la pulbe. Ții-te, Dumnezeu, chiar așa de tare ești de cap, domnule, inginer. Dumneavoastră vreți să intru direct la punct cu punct din documentația care noi am contestat-o, o luăm. Discutăm dacă vreți. Dar eu vreau să spun la colegii noștri consilieri că poate că unii votează necunoștință de cauză. Eu am fost și martor la două accidente. Când a murit Didu, când a murit Cocebestin, nu știu dacă din dumneavoastră... La ce timp a fost martor la accidente, domnule? La înainte când era la apel în dat, dar domnul președinte, dați-mi voie, spune așa, textul, pulberul de aluminiu, spune așa, se spune că a fost evacuată partea de condiționare care e pericol de explozie. Dar citiți mai departe dacă aveți literatura de specialitate și spune așa, instalația pulberului este periculoasă în toate fazele ei. Vreau să spun că Titu nu a murit la faza de condiționare, a murit la faza de pulverizare, care este în continuare. Vreau să vă spun că în Germania avem persoane din Slavna, care au fost în Germania și această fabrică, ca și pulverea de aluminiu, este nu toată la un loc, pulverizare, topire...